v-am găsit! Sunt Valentina Moisei și vă prezint știrile publica.md. Pierderea unui sac plin cu bani vineri în Chișinău aduce demiteri. Banca de Economie a anunțat printr-un comunicat de presă că angajații implicați în acest caz au fost destituiți din funcție. Mai mult, conducerea instituției financiare a inițiat o anchetă internă pentru stabilirea circumstanțelor producerii incidentului. Candidatul PLDM Nadejda Costa și-a câștigat turul 2 al alegerilor repetate pentru funcția de primar al satului Topala, raionul Cimișlia. Potrivit președintelui Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, Costa a obținut cu doar 2 voturi mai mult decât contracandidatul său, democratul Ivan Gribinez. Centrul de Sănătate Publică din Briceni urmează să anunțe cauzele intoxicației în masă de la grădinița numărul 3 din acest oraș. La sfârșitul săptămânii trecute, 30 de micuți care frecventează această instituție preșcolară au fost internați în spitalul raional, iar alți 5 sunt tratați la domiciliu. O presupusă cauză ar putea fi o intoxicație cu salmonela. La Bruxelles continuă negocierile privind situația financiară a Greciei. Cancelarul german Angela Merkel, președintele Franței François Hollande, șeful Consiliului European Donald Tusk și premierul de la Atena Alexis Tsipras au întocmit un proiect de compromis pentru a menține statul elen în zona euro. O pereche de chiloți cu talie înaltă a fost vândută la o licitație pentru suma record de 17.200 de euro. Prețul este motivat întrucât piesa de lenjerie intimă i-a aparținut reginei Victoria a Marii Britanii. Cel care a cumpărat-o a preferat să rămână în anonimat. Chiloții sunt din bumbac și au o circumferință de 114 cm, acest detaliu ilustrând dimensiunile suverane. La licitația din Marea Britanie au fost prezentate și alte articole vestimentare din garderoba reginei. Dacă ați fost martorul unei situații interesante ce poate deveni o știre, așteptăm imaginile în secțiunea Știrea ta de pe publica.md. Mai multe informații și materiale video găsiți pe publica.md, iar noi ne revedem mâine dimineață.